Bine v-am găsit, dragi prieteni. Astăzi suntem din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, și lucrul acesta pentru mine este un privilegiu. După cum bine știți, în România sunt transformări politice foarte dese. Mi-aduc aminte cu câtă siguranță cei din conducere au spus: vom implementa un program de guvernare extraordinar. Vom ridica România din necaz, vom ridica România din ruină. Toți au promis la fel. Cum au venit la putere. Doar că am constatat cu stupoare săptămâna aceasta că există un kilogram de vinete la 14 lei. Lucruri care astăzi sunt foarte scumpe, ieri erau accesibile, cartofii s-au scumpit, pâinea de 80 de bani, faimoasa pâine de 80 de bani, aproape că nu mai există poverile peste sufletele noastre sunt din ce în ce mai mari și coroborat cu această situație politică, economică, politico-economică destul de dificilă, fiecare dintre noi mai avem problemele personale, dur durerile noastre, zdrobirile noastre și pur și simplu uneori ne simțim striviți. Inima noastră strigă și nu știe ce răspunsuri să primească, încotro să se îndrepte. Mesajul de astăzi poartă titlul, așa după cum ați auzit, Strigătul Inimii. Unde să strigi? La cine să strigi? Ce să faci? Într-un context în care viața reală te îngenunchează, efectiv. În România cresc din ce în ce mai mult două categorii de oameni: cei bogați și cei săraci. Clasa de mijloc, clasa intermediară, clasa care pare că susține o unei țări, începe încet, încet să dispară. Lucrurile pot să devină dramatice. Motorina iar se scumpește. Inexplicabil. Totul merge din criză în criză și nu știm ce vremuri ne așteaptă. Noi sperăm că lucrurile vor fi bine. Doar că adevărul este că vor fi bine pentru o categorie de oameni. În acest context, ce să facem? Unde să alergăm? Când pe lângă toate aceste presiuni sociale, se mai întâmplă că prietenii ne trag clapa, se mai întâmplă să ne trezim cu un diagnostic teribil, se mai întâmplă să ne doare inima și la propriu și la figurat. La cine să ne ducem? E bine, putem găsi foarte multe artificii logice, gândire pozitivă, putem găsi foarte multe încercări de a rezista presiunilor din punct de vedere psihologic, din punct de vedere behaviorist, adică comportamental. Există tot felul de soluții pe care oamenii încearcă să le prezinte în fața publicului. Domnule, cu un nou premier va fi mai bine, are experiență. Domnule, cu un nou partid la conducere va fi mai bine. Domnule, trebuie să știi încotrost te îndrepti și întotdeauna va fi mai bine. Eu nu spun să nu ne părăsească acest optimism, însă, în această ocazie, vreau să privim lucrurile drept în față și să vedem că strigătul inimii noastre, atunci când este îndreptat spre lucrurile vremelnice și trecătoare, nu poate fi alinat. Rămâne o singură șansă. Despre această șansă, vreau să vă spun că un om, în urmă cu 2000 de ani, a auzit și spre ea s-a îndreptat, dându-ne lecții grave peste timp, peste istorie, pe care probabil că astăzi ar trebui să le învățăm. Vă invit să deschidem această Sfântă Carte veche, numită Sfânta Scriptură, și să vedem cum putem fi astăzi mai aproape de casă cu un pas din experiența unui tânăr cu dizabilități. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10. De la versetul 46 la versetul 52, unde spune așa Au ajuns la Erihon și pe când ieșea Iisus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb ședea jos lângă drum și cerea de milă El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Răbunii. Era bunii, a răspuns orbul, orbul. Să capăt vederea. Și Isus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Poate vă întrebați ce relevanță are un astfel de pasaj pentru o societate românească aflată în derivă. Ce se întâmplă aici? Cum ne poate ajuta pe noi în mod concret un text dintr-o carte veche? Cum ar putea să fie relevant acest text? Aș vrea să mă explic în cele ce urmează. În ciuda soluțiilor pe care noi le căutăm în această lume, soluții care țin de uh, măsuri concrete de a putea înainta pe scara acestei vieți, pe scara socială, pe scara politică, de foarte multe ori ajungem la un anumit nivel și ne dăm seama că nu este nimic acolo. Vorba unor tineri care, într-o seară, au smuls niște scaune la un meci de fotbal. Știți că atunci când în peluză galeria începe să strige și uh, se întâmplă tot fel de lucruri, se aruncă fumigene, se dărâmă tot pe acolo, se sfâșie haine de bucurie că a marcat echipa câștigătoare. La un moment dat, niște tineri, <coughs> aflându-se în această febră, au smuls niște scaune și... Uh, se întâlnesc mâine, după seara de uh, huliganism, nu au fost prinși de poliție, se întâlnesc mâine cu un pastor. Uh, pastorul acesta se numea Wilhelm Busch și era cunoscut în orașul acela din Germania. Uh, pastorul s-a uitat la ei și le-a zis, mă băi, ți-a fost aseară la meci? Și a zis, da, am fost. Uh, am și o întrebare, de ce ați rupt scaunele, ce ați avut cu scaunele? La care unul dintre tineri zice, domnule pastor, viața este numai dezamăgire. Și pastorul a întrebat, dezamăgire în legătură cu ce? Și tânărul a zis, a, asta nu mai știm nici noi. Era un polițist care trecea prin zonă, a auzit discuția și a zis pastorului, domnule pastor, vreau să mă credeți, eu eram om de ordine, dar abia m-am ținut să nu rup și eu niște scaune. Nu știu dacă înțelegeți substratul acestei idei. Viața este dezamăgire. Viața de multe ori este dezamăgire în legătură cu totul. Prietenii te dezamăgesc, partenerul de viață te dezamăgește, oamenii în care ai crezut te dezamăgesc, lucrurile în care ai sperat nu ți pot dobândi pacea sufletească. Observ tristețea unor, am, am o plăcere să observ tristețea unor oameni care au mașini scumpe. Stau la semafor și mă uit așa la ei, la ăștia cu mașini scumpe. Oameni împovărați, oameni triști, oameni care nu mai Înțeleg nimic din viața aceasta, care au crezut că dacă ajung la un anumit nivel, lucrurile se vor rezolva, dar nu se rezolvă. Care sunt soluțiile? E bine, pasajul pe care tocmai l-am citit oferă niște soluții viabile. La început, aș vrea să vorbim despre cerere. Am împărțit mesajul în această ocazie în trei momente. În primul moment, vorbim despre cerere. Ce fel de cerere? Marcu 10, versetul 46. Au ajuns la Erihon. Cine au ajuns? Că e vorba de plural aici. E vorba despre Isus și convoiul care îl însoțea. Isus Hristos, un tânăr itinerant, care probabil se îmbrăca în haine deschise, din cauza faptului că afară erau 40 de grade, mergea din loc în loc vorbind despre dragoste, vorbind despre iubirea lui Dumnezeu, spunând că este Mesia și că tatăl său l-a trimis Oamenii erau fascinați, unii dintre ei uh, uh, își puneau întrebări, nu cumva acesta este chiar prorocul cel prevestit de Sfânta Scriptură, de Vechiul Testament? Unii au crezut în lucrul acesta și au dorit să răspândească această veste bună în toate cătunele și satele iudeii din secolul I. Iată că Isus, împreună cu ucenicii săi, intră într-o localitate numită Ierihon. Am avut uh, privilegiul să ajung în această localitate, exact pe acolo pe unde a umblat Domnul Isus, dar am avut un șoc Ierihonul este sub stăpânirea palestiniană. În momentul în care am vrut să intrăm, patru puști au fost îndreptate spre capul meu. E prima și ultima dată când cineva mi-a pus pușca la cap. S-a uitat la noi cu foarte mare atenție, pentru că evreii nu au voie în locurile palestinienilor, nici palestinienii nu au voie în locurile evreilor. Au văzut că suntem turiști, ne-au lăsat să intrăm. Am văzut un smokin sau un sicomor care se spunea că avea foarte mulți ani, e supranumit smokinului Zacheu, am avut privilegiul să filmăm pe o terasă unde aveam o privire panoramică foarte frumoasă asupra Erihonului. M-am simțit foarte bine în acel loc, știind că pe străzile acelui oraș odată a, a lui Domnul Isus. Dar ce este esențial de știut este că în acest Erihon lucrurile sunt la joasă altitudine. Adică Erihonul este un oraș așezat la vreo 700 de metri sub nivelul mării. Deci undeva trebuie să cobori. De la Ierusalim la Erihon trebuie să cobori. Isus coboară în această localitate numită Erihon, intră prin ea și se spune că nu face nimic de data aceea, cu altă ocazie l-a găsit pe Zacheu și l-a intrat în casa lui, dar de data aceea nu face nimic așa cum intră Isus, iese Isus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni. Vedeți, nu este suficient ca Isus să intre într-o casă. Sau să intre într-un oraș. Sau să intre într-o viață. De așa cum intre, poate să-și iasă. Trebuie să profiți de prezența lui acolo. În cel mai bun sens al cuvântului a profitat, Trebuie să înțelegi că atunci când Isus este la poarta inimii sau la poarta unui oraș, sau în centrul unor discuții, este cel mai important subiect. Nu poți să lași să treacă pur și simplu. Nu poți să te uiți la el nepăsător pur și simplu. Când auzi un mesaj despre Isus, nu poți să fii indiferent, trebuie să ți se uh, deschidă ochii, trebuie să îți freamăte inima pentru că e vorba despre Isus, cel care a împărțit istoria lumii în două, cel care a mângâiat părul copiilor, cel care a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Este el, Mesia, Mântuitorul lumii. Isus totuși nu face nimic în acea zi în Ierihon, iese din Ierihon cu acea mare mulțime de oameni și cu ucenicii săi. Dar la ieșire. Nu ai impresia că toate lucrurile sunt degeaba, în van. Doar că atunci când chiar crezi că te-ai dus degeaba într-un loc, atunci Dumnezeu deschide o oportunitate. La ieșire se întâmplă ceva. Fiul lui Timeu, Bartimeu, aici nu e numele lui uh, acestui orb, ci Bartimeu, asta înseamnă fiul lui Timeu, Bartimeu. Un cerșetor orb ședea jos lângă drum și cerea de milă, cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cunosc câteva persoane cu dizabilitatea aceasta de a nu vedea. Cunosc pe cineva, drag sufletului meu, care a venit și la o emisiune de-a mea. O doamnă deosebită, care poate ne ascultă chiar acum. Persoanele care nu văd au o sensibilitate aparte pentru că probabil simțul lipsă a încercat să fie suplinit de celelalte simțuri ale ființei noastre și un orb în general aude mult mai bine decât auzim noi, miroase mult mai bine decât mirosim noi, pipăie mult mai bine decât pipăim noi. Imaginați-vă că această scumpă doamnă, despre care vă vorbesc, a tradus o carte pe computer fără să vadă. Uh... Are un computer puțin mai special, aude Google Translate, traduce și lucrează. Lucrează și nu oricum, lucrează la capacitate maximă. Dar să iau ideea aceasta, a nu vedea, a nu vedea calea. Este, este dramatic. Și și mai dramatic poate să fie momentul în care tu ai văzut odată și nu mai vezi. Dacă ești ori din naștere, lucrurile, mă, mă, mă rog, până la urmă le accepti în mintea ta, știi că n-ai văzut niciodată o floare, n-ai văzut niciodată un copil, dar atunci când ai văzut odată, și ți-ai pierdut vederea. Biblia nu dă detalii degeaba. Dacă ar fi știut că uh, Bartimeu este un din naștere, ar fi zis. Pentru că în Evanghelia după 9, Ioan, capitolul 9, se vorbește despre vindecarea unui orb din naștere. Dar Bartimeu probabil că n a fost un orb din naștere. S-a întâmplat ceva cu el la un moment dat și s-a încețoșat privirea și nu mai putea să vadă și uh, a pierdut. El avea toată lumea în mintea lui. Realitatea acestei lumi era în mintea lui și povara era din ce în ce mai mare. Ce să fac? Ești condamnat, ești terminat. În momentul în care în societatea secolului I, rămâi orb, tu nu ai de făcut altceva decât să cerșești. Și știți cum sunt cerșetorii? Sunt mai negligenți cu ei înșiși. Nu știu dacă Bartimeu era spălat, nu știu dacă era îngrijit, nu știu dacă pentru că atunci când te lovește necazul, nu-ți mai vine să faci nimic, nu -ți mai vine să spui nimic și stai acolo în praful drumului. Dacă găsești un gologan seara să te duci să cei de mâncare, bine, dacă nu te culci flământ sau, mă rog, te descurci cumva. Oricum era viața grea în secolul I, dar dacă erai și persoană cu dizabilități, era aproape condamnat la moarte. Așa era și slăbănogul acela pe care cei patru tineri l-au dus la Isus. În momentul în care erai paralizat, erai terminat. Nu mai aveai șansă, practic, de supraviețuire decât dacă îi se făcea milă cuiva de tine să-ți mai dea câte ceva. Însă era foarte grea viața pentru oamenii cu probleme. Ei, în acest context, Biblia ne vorbește de despre un detaliu semnificativ. Zice că Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Iată că orbul acesta nu își pierde nădejdea, ci își acceptă situația și cere cere. Cerea de milă. Dar de ce spun că este un element semnificativ? Orbul stă jos lângă drum. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut cercetători în piață, în locurile publice, în general atunci când este înghesuială, la ieșirea din biserici, există cercetători. Însă majoritatea dintre ei fac cumva să fie în picioarele trecătorilor, să te de ei, frate, să, mă rog, să dai ceva să te prindă rușina și zice, aoleu, era să mă împiedic de asta. Uh, să nu face fel, nu face lucrul acesta, el stă lângă drum. El nu vrea să încurce prea mult uh, pe trecător. El, el are o sfială și stă lângă drum, ba mai mult decât atât, el strigă. Cerea de milă. Uh, nu știu cum avea refrenul. Am văzut o fel de refrenuri de cerșetori îmi uh, duc aminte că în metrourile bucureștene există o clasă de tineri care încep să cânte. Unii cântă cu acordeon, unul cântă fără acordeon. Uh, unii zic, uh, suntem șapte frați acasă, tata a murit, uh, vă rog dați-ne și nouă ceva, ajutați-i pe frații mei cu de mâncare. Au tot fel de refrene. mi zis o doamnă care zicea, într-un mod tulburător, Domnul să vă ajute să vă dea sănătate. Și așa apuca fiorul când o auzeai cum cântă în felul ăsta. Nu știu ce refren folosea Bartimeu, Cerea de milă într-un fel anume. ajutați un orb, ajutați-mă și pe mine. Aceste vorbe, acest strigăt poate fi redundant la un moment dat și poate fi enervant. Numai că se întâmplă ceva în această viață banală în această viață terminată a acestui om se întâmplă ceva. La un moment dat zice Biblia că s-a întâmplat ceva. El a auzit că trece Isus din Nazaret. A auzit că trece Isus din Nazaret. Vă spuneam că celelalte simțuri încearcă să compenseze simțul lipsă. Faptul că el a auzit înseamnă că era foarte bine informat. În general, orbii au capacitatea de a sintetiza, de a auzi foarte multe lucruri ei procesează foarte mult. El a auzit că trece Isus din Nazaret. De câte ori n-ai auzit tu că trece Isus din Nazaret? Sau că se predică despre Isus din Nazaret undeva pe un site sau undeva? De câte ori n-ai auzit? Iar la îndemnul acestui nume sau la auzirea acestui nume, inima ta și mintea ta este retinată să zică, a, asta ah, mă, niște pocăi sau niște, lasă Dumnezeu, nu ne trebuie nouă din asta”. Însă acest cerșător ne dă o lecție teribilă celor din secolul 21 care spune cum ar trebui făcut atunci când auzi despre persoana Domnului Isus și zice El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Nu poate Isus să treacă nepăsător pe lângă strigătul acesta. Cu siguranță se gândește Bartimea. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Ai milă de mine. Dragilor, această cerere de a avea milă, poate cineva dintre noi să nu rostească? Probabil că cei care suntem și surți și muți, avem dificultăți în a rosti. Dar dacă nu suntem în felul acesta, putem să rostim cu voce tare, chiar astăzi, Doamne Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Iar dacă suntem cumva cu dizabilitatea aceasta de a nu putea vorbi și auzi, putem spune totuși acest lucru în inima noastră. Și aș vrea să vă spun un secret. Nici o cerere de-a noastră către Dumnezeu n-a trecut pe lângă urechea lui Dumnezeu. Niciun strigăt al inimii mele și al inimii tale nu a fost pe lângă inima lui Isus. Nu știu dacă în această ocazie inima îți strigă. Poate inima ți-a strigat către un psiholog sau poate inima ți-a strigat către un prieten. În această ocazie te rog, nu lăsa pe Isus să treacă pe lângă starea ta, pe lângă nenorocirea ta. Că el nu se bagă în seamă singur. El nu intră cu bocanci în sufletele nimănui. El nu este ca diavolul care forțează. Nu, Isus se face că trece mai departe. El este atât de gentil încât nu te deranjează dacă tu nu dorești, El nu vine la tine, ci strigă cu toți rărunchii tăi astăzi în sufletul tău, în inima ta și chiar cu voce tare. e Fiul lui David, ai milă de mine, nu mă lăsa! Eu știu că sunt într-o situație dramatică, știu că trec printr-un necaz teribil, știu că am o povară atât de mare încât nu știu dacă guvernul actual sau alt guvern o poate rezolva. Știu, dar vreau să apelez la tine și strigătul inimii mele astăzi este către tine și spune Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Nu știu în ce ierihon te afli tu, nu știu în ce groapă te afli tu undeva sub nivelul mării. Poate ești într-o depresie, poate ești într-o luptă cu țigările, cu alcoolul, cu drogurile cu alte poveri, alte dependențe, nu știu, dar spune și tu, ca acest cerșetor în această ocazie, și vezi ce se întâmplă, Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine, fă această cerere la Dumnezeu, fă-o, fă-o cu sufletul tău, cu trupul tău, cu mintea ta, cu sinceritatea, cu onestitatea inimii tale, Doamne și ăsta sunt, sunt un cerșetor, sunt aici jos, sunt în praful drumului, dar Tu ești Fiul lui David. Ce lecție teribilă pentru obrazul gras al fariseilor care toată ziua îl întreba pe Domnul, întreba pe Domnul ești tu acesta? Să așteptăm pe altul. Cine ești tu? Cu ce putere faci aceste lucruri? Și așa mai departe. Iar acest cerșetor spune clar. El este fiul lui David. Fiul lui David. Adică el îl recunoaște pe Iisus ca Mesia. Dragul meu, nu știu care este strigătul inimii tale astăzi. Indiferent care ar fi. Spune lui Iisus cu sinceritate fiul lui David, ai mire de mine. Așa a spus odată un vameș când s-a dus la închinare la templu. În timp ce fariseul se ridica cu ochii spre cer și zicea, zeule, după aia repede și-a coborât spre sine și a zis, s mulțumesc că nu sunt hrăpăreți, prea curvar, ticălos, hapsân și toate celelalte lucruri, sau îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Acest vameș nu îndrăznea să ridice ochii spre cer și se bătea cu pumnul în piet, ca un fel de autoflagelare, autosiluire. Credea că merită pedeapsa și zicea, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Ai milă de mine, Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Nu știu care este rugăciunea ta favorită, aceasta este rugăciunea mea favorită. Doamne, ai milă de mine. Nu vin să fiu înaintea Domnului și să par ce nu sunt. Îi spun, Doamne, uite, asta este situația mea, aceasta este povara mea, nu știu, încotro să alerg, nu știu ce să spun, Umanul din mine de multe ori încearcă să rezolve singur, să dea telefoane fără Dumnezeu, să observe, dar Dumnezeu mi-a demonstrat de atâtea ori că atunci când spun fiul Fiului David, ai milă de mine, când strigătul acesta al inimii mele se îndreaptă spre cine trebuie, spre cine trebuie, nu înseamnă că trebuie să stau jos și să nu fac nimic, dar în momentul în care încredințez cererea mea în brațele cui trebuie, voi fi în siguranță. Pui strigi tu? La cine strigi tu? Niciodată să nu strigi la partea nerută de viață. Niciodată să nu strigi la ceilalți. Ci strigătul inimii tale. înalță către acela care este fiul lui David. Pentru că uite ce se întâmplă. Mulți îl certau să tacă. Aceasta este lumea în care trăim. Crezi că dacă tu, în povara ta, în necazul tău, în praful tău, vei striga către Dumnezeu, către Isus Hristos. Te vor felicita oamenii? Bă, este, este băiat extraordinar, mă. Uite, a avut un necaz, a avut o povară și acum strigă către Dumnezeu. Du-te, bă, de aici. Mi-au spus foarte mulți oameni în viața mea, dar vășane, du-te, bă, și te culcă, lasă ne mă în pace, că na, nu mai are rost, mă, nu mai are rost strigătul tău către Dumnezeu, gata, s-a terminat. Dar vreau să spun că de la orbul acesta am învățat ceva. Am învățat că această cerere se face cu orice preț, această strigare trebuie spusă cu orice preț. Și în ciuda faptului că uneori, atunci când vrei să vii la Domnul Hristos și vrei să te rogi Domnului Hristos, cei dragi ai tăi, ți se vor împotrivi. Unor se vor împotrivi copiii, altor se vor împotrivi părinții, altuia îi se va împotrivi nevasta, alteia îi se va împotrivi bărbatul și va ce stași bă din gură cei cu porcările astea în capul tău, ce ai nebunit? e bine, în ciuda obstacolului lumii, orbul acesta, zice cuvântul lui Dumnezeu, el și mai tare striga, fiul lui David, ai mine de mine. Nu lăsa nicio voce să ți înnăbușe strigătul inimii tale către Dumnezeu. Nicio voce nu lăsa. Tu trebuie să știi un lucru. Atunci când trece Isus, atunci când se predică despre Isus, atunci când înaintea ochilor tăi îți apare persoana lui Isus, tu nu poți fi nepăsător tu trebuie să spui, ai milă de mine, Doamne. Poți să tacă, poți să strige, tot să taci, nu contează. Ceilalți nu contează, contează inima ta și inima lui Dumnezeu. Mulți îl certau să tacă. După un împărat, nu-i îngădui să strigi. Fii politicos. Iisus fiul lui David, striga și mai tare orbun. Ai milă de mine. Ai milă de Și mai tare, peste mulțime. Uneori, în vocea ta trebuie să se audă peste faulturile celorlalți peste în jurăturile publicului. U, ce ai făcut? Vai, ne-ai făcut familia de râs. Vai, de capul tău. Nu contează. Orbul și mai tare striga. Fiul lui David, ai mila de mine. Cererea aceasta era o cerere serioasă. O cerere sigură. Isus s-a oprit. Observați? Iisus nu poate trece nepăsător pe lângă strigătul unui cerșetor orb. El putea să zică, domnule, eu am probleme mari cu universul, cu mântuirea preoților, cu mântuirea celor cu doctorate la Atena. Eu n-am timp pentru din ăștia. Așa cum mulți pretinși slujitori al lui Isus astăzi își fac agenda. N-am timp pentru din ăștia. Dar marele Dumnezeu care lucrează în noi și voința în și înfăptuirea se oprește. Pentru că la strigătul tău, marele Isus se oprește. Isus se oprește. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, a zis, chemați-l. Al doilea moment după cerere urmează chemare. Chemați-l. Și acum vă rog să observați fața lumii, cât de schimbătoare este. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îndrăznește, au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, că scoală căci te cheamă. Deci în prima fază, taci, taci, băi, liniște. Mulți îl certau să tacă, taci. Bă. Ei, după ce Iisus zice, chemați-l, imediat s-au modificat prioritățile și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Că aceștia suntem noi oamenii. În primă instanță nu primim pe nimeni, auzi, de Iisus se deranja de unul ca tine. Tu n-ai ce căuta așa la biserică, n-ai ce căuta îmbrăcat așa la Iisus, n-ai ce căuta în felul ăsta la biserică, ești murdar, ești terminat, dar Iisus te cheamă. Chemați-l! chemați, -l. chemați -l. Um, Omenirea se schimbă imediat când autoritatea de putere are o altă părere. Repede oamenii sunt influențabili. A, da, 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 a zis că cheamă. Bun, atunci, hai, dacă a zis sus că îl cheamă, chemați-l. Și ce se întâmplă acum, mi se pare fabulos. Noi, în general, oamenii, atunci când Dumnezeu ne cheamă, zăbovim foarte mult. Pe unii cheamă Dumnezeu de 20 de ani, de 30 de ani. Pe unii cheamă Dumnezeu în cel mai greu moment din viața lor și ei tot aleargă și tot încearcă să bea din apele galben în verzuiele acestei lumi. Acum se întâmplă ceva absolut extraordinar. Observați versetul 50. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Uh, Mi-aduc aminte de momente de programe muzical-artistice din uh, copilăria mea, uh, de foarte multe ori închinate tovarășului Nicolae Ceaușescu, uh, la cântarea României. Aveam montaje literar, coregrafice, fiecare trebuia să spunem uh, câte o strofă sau câte o poezie sau câte o chestie și învățătorul sau dirigintele ne făcea semn. Tu, 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 fiți atenți că așa urmați unul după altul și să nu, uh, să nu comentați atunci când vă vine rândul. Și la un moment dat era o colegă care tot timpul îi plăcea sau care tot timpul îi plăcea să fie anunțată în plus. Și trebuia să urmeze ea și toți ne uitam la ea și zi măi, zi! Și acum? 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 Da mai acum! Zi o că e rândul tău! Zi! Și oamenii așteaptă invitații speciale. Și așa se întâmplă când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de Isus, când e vorba că a apărut un nou film în oraș, ca a apărut știu eu ce joc. Când e vorba de a ne face timp pentru plăcerile noastre, nu zăbovim, domne. Suntem acolo cu un sfert de oră înainte, dacă suntem la un cinema, prindem și reclamele alea de 10 minute de înainte de film, dăm și bani pentru asta, stăm în comozi, abia așteptăm, nu adormim, nu se întâmplă nimic. Când e vorba de Isus. Când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de biserică în general, pe mulți ne apucă așa o lentoare, ne apucă așa o. cum să zic, o, o. o situație din asta, acum să vin, dar poate că mai amând puțin, dar poate că dacă tot am trecut anul 2018, poate că pe finalul anului, nu o să treacă anul până nu vin la Dumnezeu, dar mai ne bucurăm puțin, mai facem, mai dregem, mai nu știu ce, să reușesc să scap și eu de asta, să reușesc să scap și eu de cealaltă, să îngrop pe tatăl meu, cum zicea unul dintre ucenici. Asta nu însemna că tatăl său era mort și sus nu i-a permis să meargă la mormântare. Nu, ideea era după ce moare tata vin la tine, după uh, ce iese bărbatul meu la pensie, atunci a vin la Isus și așa mai departe. Tot felul de uh, obstacole care se întâmplă, însă uiți un amănunt semnificativ. Tu uiți cine te cheamă, că nu te cheamă un păcătos ca mine, nu te cheamă, știu eu, primarul să stați de vorbă, nu te cheamă primul ministru, nu te cheamă președintele, te cheamă Domnul Dumnezeu, împăratul împăraților și Domnul domnilor. El te cheamă și spune, vino! Vino după mine! Vino la mine! Vino să te văd! Nu, dar nu, știi, nu, acum o să vin, dar da, acum, băi, vino-mă dacă ți-ai zis sus. Iisus vrea să-ți aline strigătul inimii. Vino! Care-i strigătul inimii tale? Vino la mine! Poți să încerci tot felul de surogate, dar în primul rând trebuie să vii la mine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar dacă o să vin la Isus, după aia o să rămân fără bani, după aia nu o să știu ce să fac. Dacă fac ce zice Isus, Dragul meu, vino și ascultați ce lecție ne dă orbul acesta. Deci că orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus fără zăbavă. Nu s-a gândit, băi, sigur m-a chemat pe mine, sigur m-a chemat pe alt cerșetor, sigur, zi să mai zic o dată. Nu s-a gândit în felul acesta. Ce înseamnă haina pentru un cerșetor orb? Dragilor, haina pentru un cerșetor orb înseamnă pătură, înseamnă pat, Înseamnă tot ce agonisise el în ziua respectivă. El luase monedele și le pusese în haină. Și în momentul în care Isus îl cheamă, el nu zăbovește, el răspunde ca un arc reflex străbate dintre inima lui Isus și inima lui și, și, ca un arc sare în fața lui Isus. Aruncă haina, lasă haina, mă încurcă chestia asta. Nu lăsa nimic să te încurce. În drumul tău spre Isus. Isus a luat cuvântul și a zis: Ce vrei să-ți fac? De ce Isus îi zice ce vrei să-ți fac? De ce nu îi zice ce vrei să-ți dau? Atitudinea aceasta a orbului la chemarea lui Isus, atitudinea aceasta de a arunca haina, I-a tras un semnal puternic lui Iisus. Și acest semnal era acesta. Doamne Iisuse, eu știu că Tu poți să mă oferi mai mult decât o haină și niște gologani. Eu am venit la Tine nu ca să-mi dai. Eu am venit la Tine ca să-mi faci ceva. De aceea Iisus îi pune o întrebare care, exact, care era exact pe placul inimii acestui orb. Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul. Să capăt vederea. Nu am nevoie nici de loc de muncă, nu am nevoie nici de bani, nu am nevoie nici de condiții, am nevoie să văd. Dragii mei, câți dintre noi nu suntem cu toate simțurile acasă, cu toate simțurile dezvoltate, și ne plângem, și um, am dorit de la Isus și mașină, și casă, și toate, și sănătate, și prosperitate, și toate lucrurile le-am cere de la el. Dar orbul acesta ne dă o lecție fantastică. La chemarea lui Isus, el vine și spune strigătul inimii lui. Acesta este strigătul inimii mele, Doamne. Vreau să văd. Vreau să capăt vederea. Poate că ne ascultă persoane care nu pot să vadă. Aș avea un cuvânt de încurajare pentru aceste persoane. Acest Iisus, care a umblat pe străzile prăfuite ale acestei lumi în urmă cu 2000 de ani, mântuind suflete de oameni, vindecând pe bolnavi, atingând uneori ochii orbului, acest Iisus în curând se va întoarce. Și lucrul ăsta nu este un basm meșteșugit alcătuit. Nu este o poveste de a dormi copii. Atunci, zice prorocul Isaia, pustia va înflori ca trandafirul. Atunci se vor deschide ochii orbilor. Se vor deschide urechilor surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Aceasta se va întâmpla atunci când va veni Isus din nou pe pământ. Și nu doar la scară uh, mică, într-un erihon uitat de timp, ci la o scară globală. Și va face lucrul acesta pentru toți aceia care astăzi cer să le aline strigătele inimii. Dacă ești o persoană cu dizabilități, ai puțin răbdare. Va veni ziua aceea în care Mântuitorul Iisus Hristos, acela care a deschis ochii orbilor, acela care a deschis urechile surzilor, va deschide și ochii tăi, va deschide și urechile tale, va deschide și povara inimii tale ca să o elibereze. Rabunii să capăt vederea. Ce urmează după această chemare? După cerere a urmat chemare și urmează al treilea moment. Credința. Ce fel de credință are orbul Martimea? O credință fabuloasă. Pentru că nu comentează prea mult, nu-i spune prea multe lui Isus, nu-i cere prea multe lui Isus, ci doar atât. Vederea. Și ascultați ce spune Biblia. Și Isus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Ce Dumnezeu minunat avea! Ce Dumnezeu măreț și fabulos! De ce spun lucrul acesta? Observați, orbul vine la Isus doar pentru vindecare, dar are o asemenea sinceritate și o asemenea abordare încât Isus nu i dă doar vindecare, îi dă și mântuire. Nouă dintre leproși au venit la Isus pentru vindecare. Dar al zecelea a venit și pentru vindecare și pentru mântuire. Nu știu dacă tu ai venit la Isus doar ca să-ți rezolvi o anumită problemă și strigătul inimii tale a fost, Doamne Isuse, te scapă-mă din gaura asta de datorii, scapă-mă din, din necazul ăsta în care nu mă pot despărți de un păcat ascuns inimii mele. Scapă-mă. Nu știu, nu știu, care a fost intenția primară de a veni la Isus. Nu știu care a fost strigătul inimii tale, dar vreau să spun un lucru. Pe lângă faptul că Isus este gata să-ți rezolve acest strigăt al și pot să spui că tot ceea ce cer cu credință vei primi, Isus îți rezolvă cea mai mare problemă a vieții tale, și anume mântuirea din păcat este cea mai mare problemă a vieții tale. Într cu, în urmă cu câțiva ani am avut un invitat la o emisiune de televiziune și am vorbit despre succes. Era un mare jurnalist român. Și îmi povestea plin de fază toată emisiunea. Domnul Roșan, credeți că Ștefan Mănică Junior are succesul? Nu, asta e succesul. cum nu asta e succesul. Că Ștefan adună mii de oameni în fiecare an în săli pentru muzică. Dincolo de asta este un actor foarte bun la teatru și așa mai departe. Mă gândeam eu, oare ce vrea să spună? Și în povestea, credeți că cu tare are succesul? Nu are succesul, domnule. Și eu l-am întrebat. Până la urmă se termina emisiunea și nu spunea care e succesul. Și l-am întrebat, domnule, care e succesul totuși? Și el s-a uitat așa la mine liniștit și cu ochii senini îmi spune, domnule, Succesul înseamnă să fii mântuit. Ai mântuirea, -ai, -ai, succesul. N-ai mântuirea, n-ai succesul. Dragul meu, horbul acesta din praful drumului, din urmă cu 2000 de ani, a sărit și a venit la Isus. Și nu numai că Isus i-a redat vederea, i-a redat toate speranțele lui. Și cea mai mare dintre ele, i-a dat mântuirea îndată dată orbul și-a vedeți, Iisus are diferite momente și diferite metode pentru a vindeca. Pe unii atinge pe ochi, altora nu le zice nimic decât du-te, du-te. Scoală, ridică spatul și umblă, dă drumul, du-te, credința ta te-a mântuit. Doamne ce Dumnezeu minunat! Vii la el cu o povară și el îți rezolvă toate poverile. Este o ilustrație palidă, dar vreau să vă întreb. Ați fost vreodată la un mecanic auto, și să-i ziceți, uite, domnule, am, am o problemă cu pompa de injecție. Nu știu ce să fac. Și el zice, stai un pic să mă uit pe catalog, să vedem cât costă. Și ți-a ți spus, uite, este pompa de injecție care costă 100 de lei. În 5 minute poate să vină. Vrei să o comanzi și tu bucuros zici, da, domnule, că mă chinuie de nu mai știu când. Foarte bine, ți-a comandat-o, ți-a ți ți înlocuit pompa de injecție și zice mecanicul, ascultă aici, fii atent. Vreau să uh, îți pun și un motor nou. Vreau să îți înlocuiesc ștergătoarele astea de parbriz care scârție. Vreau să îți fac un polish la mașină gratuit ca să ai uh, cea mai frumoasă mașină din oraș. Și vreau să îți înlocuiesc jantele astea de tablă și să-ți pun jante de aluminiu. Ai pățit vreodată chestia asta? Eu n-am pățit. Bine, unii pot să fac asta pe bani. Uh, eu mă refer dacă ai pățit pe gratis. Nu, nu există așa ceva. E bine, la o scară mult mai mare și mult mai importantă, asta face Iisus cu acest orb. Nu îi repară doar ochii, ci îi dă mântuirea, frumusețea veșniciei împreună cu toți sfinții în toate veacurile. Dragii mei, se întâmplă ceva foarte frumos în ultimele cuvinte la acestui pasaj. Zice că îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus foarte multe ori noi promitem lui Iisus, Doamne Iisuse, strigătul inimii mele, dacă Tu mă auzi, dacă Tu mă asculti, eu voi fi cel mai bun, cel mai... Voi merge la biserică, voi, te voi căuta, voi face, voi drege. Și după ce Dumnezeu ne rezolvă problema, am uitat. Mergem în drumul nostru. Dar nu orbul acesta, după ce i s-a rezolvat problema, prin credință merge pe drum după Iisus. Pentru că credința lui nu este doar așa o fază, când uh, suntem în necaz, citim Sfântul Liturghie și gata. Când suntem în necaz, domnule, să citim din Biblie. Ce așa rău ai ajuns? Chiar ai ajuns să citești din Biblie? Chiar ai ajuns să te rogi? Vai, ce grav este. Nu. Nu. E vorba despre o credință constantă, care după ce Dumnezeu a făcut bine, îl urmează pe Dumnezeu mai departe, în toate compartimentele vieții Lui. Această credință mi doresc să o avem cu toții. Într-un climat politic zdrobitor într-o lume care merge din rău în mai rău. Strigă în inima ta către cine trebuie. La un moment dat, 70 de oameni au plecat de lângă Isus și Isus se uită la ceilalți 12 și întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Și ei au pus o întrebare. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vă mi să venim astăzi la Isus. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Chiar dacă suntem cerșetori, chiar dacă suntem necăzuți, chiar dacă suntem um, oameni zdrobiți de viață, chiar dacă avem un strigăt al inimii nealinat până acum, vă mi să venim la Cel care alină cu adevărat inimile noastre și spune-i doar simplu, în tăcuta singurătate a biroului tău, pleacă de pe genunchi și zi, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosul. În mod onest și vezi cum Dumnezeu lucrează în viața ta. Și îți dă nu doar voința, ci și înfăptuirea. Și îți dă nu doar rezolvarea problemei, ci și mântuirea. Acest lucru vi-l doresc tuturor și mi-l doresc și mie. Amin.